Bună ziua, astăzi emisiunea noastră, intitulată Vorba Vine, sosește în casele dumneavoastră din biroul primarului municipiului Aiud. E vorba de doamna Oana Badea, pe care o salutăm. Bună ziua, bine ați venit la noi! În primul rând am vrea să vă felicităm pentru încrederea pe care v-a acordat-o concedia din dumneavoastră. V-a ales în această funcție onorantă și, odată cu alegerile locale ce au trecut, s-au înregistrat, pot să spun, și două premiere. Una, în perioada post-decembristă, la nivel de Alba, sunteți prima reprezentantă a Sărzului Frumos în funcția de primar al unei localități urbane. A doua, sunteți ajutată tot de o doamnă, doamna viceprimar Helga Lorinț. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți de părere că reprezentantele Sărzului Frumos poți să se ridice la înălțimea bărbaților și de ce nu să întreacă? Păi asta e demonstrația pe care o vom face. În acest mandat pe care l-am obținut prin încrederea aiudenilor, vom dovedi, eu am această încredere, că femeile pot fi administratori ai localităților, pot să genereze politici de administrație locală în beneficiu cetățenilor. La Aiud e o premieră pe care nu cred că o mai găsim, nu în județul Alba. Nu cred că o mai găsim la nivel de țară. Ar fi foarte interesant dacă am avea un semnal în acest sens, dar eu nu cred că mai este municipiu în România condus de două doamne care vin până la urmă din același domeniu de activitate. Și eu și Helga suntem dascăli la bază, culmea amândouă predăm discipline economice la liceu. Cum ați găsit primăria? Cum ați preluat-o? În ce stadiu? Sunteți mulțumită? Ce ați schimbat? Schimbările vor veni pe parcurs. Vă mărturisesc că în aceste aproape 4 săptămâni nu am făcut altceva decât să observ modul în care oamenii din primărie lucrează pur și simplu în baza obișnuințelor pe care le aveau. Nu am ținut nicio ședință tehnică. Am luat lucrurile așa cum au venit, le-am solicitat soluțiile, răspunsurile, am lucrat, am interacționat cu ei pentru a vedea exact modul în care reacționează ei. După această lună de observare, urmează concluziile mele și urmează să stabilesc împreună cu ei modalitatea în care lucrăm. Ce pot să vă spun este că nu au fost obișnuiți să fie proactivi. Nu au fost obișnuiți să anticipeze anumite elemente care pot să apară. Eu îmi doresc oameni cu personalitate. Mie nu-mi trebuiesc în structurile cu care lucrez persoane obediente, persoane care reacționează cu să trăiți șeful și ce bine știți dumneavoastră să le ziceți. Deloc. Cel mai important lucru când conduci o comunitate este să ai oameni care îți spun nu faceți acest lucru, că nu e bine. Oameni care te atenționează pentru că au o experiență în baza anilor petrecuți în administrația publică locală și îți spun s-a mai încercat acest lucru sau nu s-a încercat niciodată, s-ar putea să existe un risc. Deci ceea ce îmi doresc eu, și dacă nu vor fi așa oamenii, pot să se transforme, eu am bună credință, ceea ce îmi doresc eu este să avem un aparat în această instituție care să lucreze anticipând ceea ce urmează să se întâmple. Pentru că după ce se întâmplă ceva, toți știm ce era de făcut. Înainte e bine să ai soluția. Și din primele contacte avute cu funcționarii din primărie, din executiv, cum se spune, aveți certitudinea că veți reuși să-i transformați pe cei care
nu sunt așa cum v-ați dorit dumneavoastră? În ceea ce mă privește, eu am certitudinea că oamenii înțeleg care sunt cerințele mele, care țin în mod exclusiv de rezolvarea problemelor aiudului și a aiudenilor, și cine se obișnuiește cu ritmul meu și cu felul în care muncesc, are doar de câștigat. Cine nu poate să țină pasul, are decizii personale de luat. Eu nu vreau altceva decât să muncim. Dacă plecăm de la această linie comună, câștigăm toți. Cum a fost întâlnirea cu membrii legislativului local? E clar că având o viceprimar pe doamna Leorinț, membru DMR, ați făcut o alianță PNL-ul cu DMR-ul pentru a forma majoritatea în Consiliul Local. Ce le-ați transmis consilierilor? În primul rând, vreau să vă spun că există o deschidere a mea și a doamnei viceprimar către toate formațiunile politice. Dacă vreți, vă povestesc o mică secvență de la ședința de investitură. La sfârșit am rugat pe noi membri ai Consiliului Local să rămână pentru o poză de grup. Era un nou Consiliu Local cu foarte mulți consilieri noi. Cred că mai bine de jumate sunt consilieri noi, ceea ce înseamnă ceva și în modificarea parcursului pe care Consiliul Local îl va avea. Aveți și un consilier independent. Există și un consilier independent. Deci sunt câteva lucruri noi. Am rugat să rămână pentru o poză de grup. Nu au rămas. Nu au rămas toți. Nu, n-au rămas în afară de consilierii UDMR și PNL. Consiliera independentă a făcut niște poze cu primarul, viceprimarul. N-au rămas pentru poza de grup a Consiliului Local. Ceea ce mi s-a părut... Că au fost consilierii PSD și... Păi avem consilier ALDE, consilierii PSD, care puteau să rămână la poza de grup, care nu era, repet, nu era pentru noi, era pentru aiud. Suntem de fapt executivul și legislativul comunității locale pe care puteau să-i vadă după prima ședință, cea de investitură. Nu am luat-o nicicum. Am observat acest mic detaliu, o invitație absolut onestă care nu a fost onorată. Și atunci, mă întorc la întrebarea dumneavoastră, îmi doresc colaborarea, eu și Helga ne dorim colaborare cu toate formațiunile politice care au fost trimise de votul cetățenilor în Consiliul Local, dar totul să plece de la buna credință. Totul să plece de la dorința de a rezolva probleme, pentru că să creezi probleme nu e o soluție pentru aiud. Oricum aiudul are problemele sale. Multe nerezolvate de vechile administrații. Și atunci să inventezi sau să creezi probleme suplimentare nu folosește nimănui. Haideți să ne referim puțin la problemele pe care le are aiudul și pe care administrațiile precedente nu au reușit să le rezolve. Prima problemă și cea mai importantă este că acest oraș nu a fost, administrația acestui municipiu nu a fost capabilă să atragă investitori în zonă. Ca să nu vorbim despre situația în care a fost posibilă îndepărtarea acestora de aici. Deci doar vorbind despre faptul că niciun investitor important nu a venit într-un municipiu pe șosea națională, cu linie ferată, cu deschidere către Cluj, cu tot ce poate să-și dorească un investitor, deci dacă vorbim despre aceste lucruri, ne dăm seama că anumite semnale nu au plecat dinspre autoritatea publică locală din trecut. Obiectivul major al acestei noi conduceri este acela de a dovedi că este o comunitate deschisă, că suntem de fapt gata de a îndeplini condițiile pe care investitorii le cer, în condițiile legii, bineînțeles, nu poate fi vorba despre altceva, în așa fel încât motorul economic al comunității noastre să fie mult, mult mai evident. Deci problema unui motor economic care rezolvă și nevoia de locuri de muncă în aiud este punctul 1, dar este de fapt o consecință a altor proiecte pe care noi trebuie să le ducem pur și simplu într-un ritm destul de alert în comunitate. Și vorbim aici despre infrastructură,
Vedeți că problema autostrăzii Sebeș-Turda este de actualitate, da? Se va termina, se va face această autostradă. Ea este o oportunitate pentru mediul economic. Dar, pe de altă parte, există ceea ce înseamnă infrastructura din interiorul municipiului. Drumurile din interiorul localității noastre, și aici nu vorbesc numai de Aiud, așa cum este el clasic cunoscut, orașul Aiud, dar vorbesc despre Măgina, vorbesc despre Gârbove, vorbesc despre Sâncrai, despre Ciumbrut. Toate acestea trebuie să beneficieze de resursă de la bugetul local, în așa fel încât să intre în secolul în care trăim, drumurile și tot ceea ce presupune. Când vorbesc despre canalizare din nou, vorbesc despre continuarea pe programul Mediu 2 pentru localitățile Ciumbrut, Sâncrai, dar și pentru restul de Aiud 2, aiudenii spun Feleud, care a rămas nerezolvat. Asta e partea de canalizare. Conlucrăm foarte bine cu Consiliul Județean și cu CTT APA, tocmai pentru ca acest proiect să meargă cu finalizare pe 2018, lucrările foarte, foarte clar. Lucrările acestea ne vor ține puțin în loc pe partea de modernizarea drumului, trotuarele și așa mai departe, pentru că presupune un tip de intervenție care strică trotuare, asfalt în interiorul localităților. Haideți să vorbim despre ceea ce înseamnă confortul cetățenilor noștri în ceea ce privește traficul în interiorul Aiudului. Aiudul de multe ori se blochează din punct de vedere al circulației. În anumite momente ale zilei și în anumite zile din săptămână se întâmplă acest lucru. Și este în mod evident că intervenția trebuie să aibă loc pe centrul orașului. Am luat deja legătura cu poliția din Aiud în ceea ce privește poliția rutieră, în ceea ce privește circulația, soluția pe care o vedem este amplasarea unor semafoare cu buton pe zona centrală și așa vom face. Bulevardul Transilvaniei, nu? Este acesta, da. Avem trecere de pietoni, sunt foarte multe treceri de pietoni pe zona centrală care segmentează traficul, care oricum este încărcat. Parcul auto din municipiul Aiud este într-o continuă creștere. Nu putem să nu luăm în calcul acest lucru. Ori semafoarele cu buton vor rezolva în mare parte fluidizarea pe zona centrală. Și autostrada va rezolva. Și autostrada, dar trebuie să recunoașteți că pe Caterina Varga, deci pe drumul de camioane, nu era atât de mare blocajul în zilele de vineri, de exemplu, sau joi, și nu, cum este aici pe zona centrală. Cu siguranță infrastructura va atrage și investitori, e o condiție primordială la acest capitol. Și, bineînțeles, și infrastructura integrală, cum ziceați dumneavoastră, străzi, drumuri din oraș, din municipiu. Care ar fi celelalte argumente ale noastre în ceea ce privește deschiderea către investitori, convingerea acestora să vină să investească în Aiud? Resursa umană din Aiud. Vreau să vă spun că există cel puțin două experiențe superbe pe care le-am avut în aceste aproape 4 săptămâni cu aiudenii în privința a două probleme interesante. Una, câinii în adăpostul din Aiud, o colaborare foarte deschisă cu iubitorii de animale, voluntari, ne-a permis să modernizăm așezământul pentru îngrijirea câinilor vagabonzi. Dacă veți merge acolo, veți vedea că o astfel de conlucrare cu voluntarii iubitori de animale a adus un beneficiu serviciului pe care îl avem acolo. Și, în consecință, asta mi-arată că există spirit civic, că există atitudine, că există o resursă umană deschisă, care, până la urmă, este cheia oricărei comunități. Resursa umană și atitudinea acesteia față de problemele pe care le are. Și a doua experiență foarte frumoasă a fost cea legată de mobilizarea pentru primirea maratonistului Levente Polgar după
excepționalul maraton și, de fapt, exercițiul de forță pe care l-a desfășurat el. E, acel eveniment nu a fost posibil fără reacția și atitudinea frumoasă a mai bine de 150 de oameni care au fost prezenți la eveniment. Și reacția frumoasă care s-a dezvoltat ulterior cu privire la stadionul municipiului Aiud, care, da, nu este stadionul în acte al aiudenilor, dar este stadionul de suflet al aiudenilor. Ori atitudinea, și revin la acest cuvânt, atitudinea oamenilor va schimba modul în care se uită lumea către Aiud. Aiudul nu este un oraș mort, este un oraș viu doar prin atitudinea pe care oamenii o dezvoltă. Semnalele sunt foarte bune, reacțiile oamenilor, dacă se întâmplă lucruri care le convin și care le rezolvă probleme, semnalele sunt foarte bune și acesta va fi un atu fantastic, resursa umană din Aiud. Va fi cu siguranță și calificarea. Sigur că da, avem resursă în zona de... Deci calificarea până la urmă trebuie să se potrivească, să se suprapună cu profilul activității economice care se dezvoltă. Dar vă repet, oameni care privesc oportunități și nu probleme, oameni deschiși în situații în care se pare că nu poți să ieși din încurcătură, oamenii aceia sunt oameni pe care orice organizație îi caută. Și ceea ce mă va interesa pe mine ca primar va fi să dovedesc că în Aiud, dincolo de drumuri care se pot aranja, dincolo de oportunități de petrecere a timpului liber, dincolo de starea frumoasă a zonelor verzi și așa mai departe, există o resursă umană activă, dinamică, cu care poți să construiești organizații în interiorul unei activități economice. E foarte important acest lucru și voi știți să-l spun. Vis-a-vis de concitatinii dumneavoastră și de deschiderea lor de care spuneați anterior, vor fi ei niște sfătuitori pentru dumneavoastră? Sunt. Aiudenii sunt sfătuitorii mei tot timpul. Vreau să vă spun că pe Facebook, la vedere sau în privat, comunic absolut în fiecare zi cu aiudenii, că desfășor audiențe. Ieri a fost a doua zi în care am avut 20 de oameni în audiență. Că de regulă după audiențe mă deplasez în locurile în care mi se semnalează a fi o problemă. Azi dimineața, am început dimineața mergând într-un loc pe strada Aurel Vlaicu. Repet, comunicarea cu oamenii mi se pare esențială, pentru că sunt atât de multe lucruri care se pot rezolva dacă le știi la timp. Vă dau un alt exemplu, Măgina. În Măgina a fost o intervenție care nu a fost fericită la instalația electrică și iluminatul public a avut de suferit. Undeva către 10:30 seara am primit mesajul în privat pe Facebook de la o tânără din Măgina. Am înțeles că nu au curent. A doua zi dimineața am luat legătura cu cei de la uzina electrică, am văzut despre ce este vorba și seara am comunicat din nou și am spus, vă rog să-mi confirmați că e rezolvată problema și că aveți iluminat public. Ceea ce s-a și întâmplat. Un astfel de tip de mecanism de comunicare îmi aduce mie problema foarte repede în atenție și dacă e la îndemâna mea pentru a fi soluționată, e un fir scurt care conduce la beneficii de ambele părți. Deci comunicarea e esențială cu cetățenii. Ați adus vorba de Levente, de amicul dumneavoastră, spuneați că îl cunoașteți de mai multe. Cum l-ați convins să vină în echipa dumneavoastră? Pentru că am înțeles că este consilier al dumneavoastră pe probleme de sport. E un consilier onorific pe probleme de sport. De fapt, știți cum este? Levi este în echipa mea pentru că gândim lucrurile la fel. Și, de fapt, în administrația publică îți trebuie sfătuitori pe absolut toate domeniile de activitate. Dar sfătuitorii nu pot fi cei pe domeniile respective, cei care nu au și rezultate. Deci, lângă tine trebuie să fie oameni care se lovesc de probleme, dar care obțin și rezultate.
Pentru că sfătuitori poți să găsești tot timpul, povestitori sau ciripitori. Nu oameni de genul ăsta îmi trebuie. Ori Levi este genul de om care spune, face și are rezultate. În consecință e un om de ținut lângă tine. De aceea este lângă mine și va fi lângă mine atâta timp cât crede că o poate face și eu cred că nu îi dau motive să se îndoiască cu privire la bunele mele intenții pentru mișcarea sportivă din Aiud. Ați vorbit și de stadionul care e de suflet al aiudenilor, dar pe acte a unei persoane, nu? Da, da. În zona aceea, eu știu acel stadion care e lăsat în paragină, nu dă bine la imaginea municipiului. Credeți că veți putea găsi o soluție astfel încât să se schimbe zona aceea și să... O spun foarte deschis, fiind stadionul de suflet al aiudenilor, voi face absolut toate demersurile pentru ca acesta să redevină stadionul în acte al aiudenilor. Caut soluția cea mai puțin costisitoare, cea mai eficientă, pentru ca stadionul să redevină ceea ce a fost înainte, respectiv proprietate a municipiului. Ați fost secretar de stat în Ministerul Educației și cu siguranță știți foarte bine ceea ce se întâmplă la nivel național în educație, dar și la nivel local. Ce lipsește învățământului aiudean? Și ce demersuri, ce proiecte aveți în acest sens, în acest sector de activitate? Bun, n-o să fiu un... Sunt dascăl și asta nu se va schimba niciodată. Sunt titulară la Colegiul Tehnic în Aiud. Am sub mâna mea clase de elevi. Intenționez să păstrez câteva ore și în anul școlar viitor. Adică nu vreau să mă rup total de activitatea mea didactică. Și pot. Legea îmi permite acest lucru. Dar n-o să intervin în mod brutal în viața școlilor. Treaba primarului este aceea de a rezolva partea de infrastructură, partea de autorizări. Acolo este intervenția primarului. Că pot să mi se solicite părerile în ceea ce privește procesul e altceva. Dar în momentul acesta sunt într-o altă dimensiune, cea a administrării spațiilor respective. Și atunci îmi pun probleme legate de autorizațiile sanitare pentru școli, îmi pun probleme cu privire la igienizarea școlilor și bunul început al anului școlar, îmi pun probleme cu privire la securitatea, siguranța elevilor în școală, îmi pun probleme cu privire la obținerea avizului ISU, care nu e puțin lucru și vreau să vă spun că e foarte costisitor. Nu este nimic întreprins în acest sens, adică plecăm de la zero. Legislația este foarte clară. Pe noi, 2017, ar trebui să ne prindă cu toate unitățile de învățământ autorizate în acest sens, dar eu nu știu dacă legiuitorul a luat în calcul câte persoane în județul Alba, respectiv una, avem care se ocupă de așa ceva ca să îți obții avizul și cât de complicat este din punct de vedere financiar pentru autoritatea publică locală. Resursele financiare sunt limitate, oricât de mult ne place nouă să spunem că nu ar fi altfel sau că trebuie să faci economii într-o parte pentru așa ceva, oricât de mult te-ai chinui pe un buget pe care eu nu l-am gestionat, îl gestionez de aici, de la jumătatea anului încolo, e foarte complicat să găsești resursa necesară. Deci acestea sunt problemele pe care le urmăresc. Nu vă ascund că există câteva semnale din partea aiudenilor cu privire la existența unui program de tip școală după școală, deci un program care să acopere și programul după masa al copiilor, pentru că au fost ceva probleme legate de sistemul școală după școală în Aiud. Deci trebuie să găsim soluții astfel încât părinții să-și poată lăsa pe mâinile dascălilor și după masa copiii. Lăsând deoparte perspectiva primarului și intrând în cea a dascălului, ce lipsește în
învățământului național și implicit la Iudea. Cheia problemelor este resursa umană în sistemul de învățământ. Când am fost la Ministerul Educației, am pus umărul la redactarea unui text de lege care vorbea despre formarea cadrelor didactice. În acest moment, sistemul de învățământ nu beneficiază de resursă umană pregătită pentru cerințele actuale. Cheia preuniversitarului este în soluționarea problemelor din 5-8. Acolo e călcâiul lui Ahile. Acolo se pierde ritmul pe care în 1-4 învățătorii reușesc să-l păstreze. În 5-8 se produce trecerea brutală de la lucrul cu un singur dascăl la profesori. Profesorii încep să segmenteze cunoașterea pe domeniile lor de activitate, ceea ce în 1-4 nu se întâmplă. Având liantul, învățătorul, cel care e tot timpul, și văzându-l pe acesta la toate disciplinele acelea, practic există conceptul de învățare integrată. Când trec în 5-8, apare un egoism al fiecărui dascăl pentru disciplina lui și n-aș vrea să fie luat în sensul... Un egoism pozitiv până la urmă. Da. Și se produc anumite tranșee între discipline, ceea ce nu e bine. Cheia în 5-8 o vedeți și din rezultatele pe care le consemnăm la evaluarea națională și ulterior preluarea în a noua și rezultatul numit bacalaureat. O să spuneți în ce sens? Păi foarte simplu, dacă am un liceu în care clasa mea se formează cu elevi care au obținut sau am o clasă în care elevii au obținut note sub 5, toată clasa aceea cuprinde elevi cu 5, 4,90, 4,60, 2,30, 3,80, cât o fi nota, nu pot să am obiectiv pentru acea clasă obținerea examenului de bacalaureat. Pentru acea clasă, singurul obiectiv care îmi rămâne este să nu abandoneze școala. Ori, în realitate, directorii de școli nu își propun asemenea obiective, n-au curajul să spună concret inspectoratelor, la mine o singură clasă poate să intre în bătălia pentru bacalaureat, restul am ca obiectiv să nu abandoneze școala, și nici nu se produce orientarea corectă către profesională. Da, există profesional. Cum să nu existe învățământ profesional? Și ăsta grație anului 2012, când l-am reînființat. Și vreau să vă amintesc că până în 2012, odată am avut experiența nefastă a SAM-urilor, școlile de artă și meserii, dar fusese întreruptă cifra de școlarizare și pentru SAM-uri. Da? Cine se înscria la SAM? Era un soi de pedeapsă acordată celor care nu obțineau notă peste 5 la evaluarea națională. Nu țineam cont de agenții economici din zonă, nu țineam cont de inclinațiile elevilor, îi pedepseam. N-ai luat peste 5, ești la SAM. Ori școala profesională trebuie să fie un loc în care eu, care iubesc să meșteresc, să-mi aleg eu. Să-mi aleg acel. Asta nu se face la kilogram. Adică nu toți care n-ați obținut nota 5 treceți acolo la SAM ca pedeapsă. Nu-i la kilogram. E dimpotrivă. Trebuie să-l urmăresc eu pe tânărul meu de undeva din zona grădiniței, treptat, și în acel portofoliu individual care apare înscris în lege, de fapt eu să consemnez că el meșterește foarte bine, că e creativ în munca respectivă. Și apar acele elemente în portofoliu elevului și dintr-o dată în a opta, și îi spun mereu părintelui, l-am urmărit, face frumos acest lucru, l-am urmărit, îi place așa. Nu îi place matematica. Dar îi place să lucreze asta. Păi dacă eu îi spun constant din grădiniță lucrurile astea, nu o să fie o surpriză în a opta când îi spun nu-l trimite la Mate Info, nu-l trimite la clasa cu tare. Ăsta e drumul lui bun. Și dintr-o dată construiesc și imaginea școlii profesionale acolo unde este locul.
Școala profesională nu e nici pedeapsă și nu e nici nenorocire. Un bun meseriaș poate face bani frumoși, uneori mai frumoși decât îi face un dascăl. Așa este. Ori asta trebuie construit. Prejudecata din societate trebuie schimbată. Și asta se schimbă perseverând, comunicând corect și nu vă supărați și cu ajutorul presei, că toți suntem față în față. Spectacolul e fantastic, să spui. N-au luat notă de trecere atâția. Subiectul este să vorbești despre cauze, subiectul este să accepți că soluțiile sunt doar câteva și credeți-mă, în domeniul educației soluțiile s-au cam spus în lumea civilizată și de foarte multe ori soluțiile nu sunt acceptate de societate pentru că există, unu, rezistență la schimbare, susținută de foarte multe ori de sindicate, și doi, factor politic, bezmetic, care are ca obiectiv câștigarea de voturi și nu rezolvarea de probleme. În educație despre asta vorbim de multe ori. Bun, haideți să revenim la primăria. Să revenim. Scuzați-mă, totdeauna când vorbim despre educație, asta fiind domeniul meu de manifestare, devin foarte... Da, spuneți lucruri foarte interesante și mi-e plăcut să vă ascultă cetățeanul. Dar sunt primar acum. Pentru că spuneți lucruri chiar interesante. Revenind la primărie, ce proiecte ați găsit în derulare și pe care trebuie să le duceți mai departe? Sub cine? Spre exemplu, un proiect care era în derulare era asfaltarea microraionului, micro 3, cum îi spunem noi. Și acolo am oprit lucrările. Ce s-a întâmplat? Într-o sâmbătă s-a produs un defect la rețeaua de apă și s-a tăiat fix asfaltul proaspăt așternut. M-am deplasat la locul respectiv, am rugat și pe cei de la CTT Apa să vină, să vedem despre ce-i vorba, de ce, cum, ce s-a întâmplat. Și mi s-a explicat foarte clar că, de fapt, peste 1000 de metri sunt rețea de azbociment și că ei vor ceda în mod continuu și că va trebui să intervenim în mod continuu și să nu fac nicio iluzie că defectul ăsta de sâmbătă va fi marți și va fi peste încă o săptămână, pentru că nu știm unde rețeaua pocnește. Noaptea, nefiind utilizată apa, se încarcă rețeaua și undeva cedează. Asta a fost subiectul în cel mai simplu mod spus. Și am zis stop asfaltare. Am început să căutăm împreună cu cei de la CTT Apa, cărora le mulțumesc pentru felul în care au reacționat. Ne-am dus și la Alba Iulia, am discutat și la sediul central, am găsit soluția, înlocuim, am oprit, repet, asfaltarea, înlocuim rețeaua respectivă, va fi o lucrare care începe. Noi dăm avizele, am dat deja, deci au pornit hârtiile, sunt deja făcute tot. Urmează să mă întâlnesc în cursul dimineții de mâine cu cei de la CTT Apa ca să facem un plan de bătaie, pentru că nu aștept totuși la infinit. Să știu când începem și cu, știu eu, toleranța de rigoare, cât durează, pentru că eu doresc să asfaltez în continuare acolo. Doar că nu vreau să și stric ce asfaltez. Asta ca să explicăm un tip de lucrare pe care am găsit-o. Pe Cuza Vodă se făcea intervenție pentru trotuarul de la de acolo. E, dacă ne uităm că se continuă cu pe Simion Bărnuțiu și se merge către finanțele publice de la IUD, trotuarul de acolo, de când mă știu eu copil, e la fel. Și am spus, ok, de ce ne oprim aici? Când știm că vin din toată zona și că lumea merge acolo, de ce nu continuăm? Și ăsta este un proiect de reparație pe care îl voi derula, continuând, de fapt, lucrarea de acolo și dând posibilitatea tuturor celor care merg către finanțele publice să meargă pe un trotuar adecvat. Undeva în stânga este o mini-piațetă care va avea un alt aspect. Adică vom lucra un pic și la detaliile de estetică și finețe și bun gust, pentru că IUD are potențial de orășel cochet și așa va fi, vă garantez.
În perspectiva aceasta, care ar fi proiecte? Dacă vreți să mai adăugați... Să vă adaug încă un proiect important, cel al locurilor de joacă pentru copii, cu câteva îmbunătățiri pe care trebuie să le aibă locurile de joacă. Anume? Niște gărdulețe importante pentru locurile în care ar putea să alerge direct în strada cu circulație rutieră. Nu poți să ai loc de joacă pentru copii și să nu prevezi că poate alerga după o minge sau după un alt... Proteja, exact. Minunate gărdulețe le veți vedea, colorate foarte frumos, făcute la cea mai mare artă de noi și superb arată și se vor dezvolta și cu niște posibilități de jocuri interactive. Bun. Astea sunt câteva. Vor apărea două locuri de joacă noi, bine meritate, de cei din zona Gării, unde modernizăm spațiul de joacă pentru copii și copiii de acolo au nevoie de așa ceva, și în zona blocului 33 din Micro, încă un loc de joacă, modernizare în continuare și acolo. E, acolo va fi necesară o armonizare cu parcarea existentă în spațiul respectiv și, în consecință, cred că se va și consolida puțin terenul, poate printr-un zid de sprijin, dar va rezulta un loc superb pentru copii și pentru cei care parchează mașini acolo. Asta tot ca proiecte care țin de ceva ce exista în trecut, dar care trebuie continuate, dar și îmbunătățite. Încă ceva pentru locurile de joacă. Un lucru pe care l-am evidențiat în campania electorală și la care nu renunț. Locurile de joacă au prea multe dale din beton și există riscul accidentării pentru copii. Deci vom înlocui în unele locuri cu dale cauciucate pentru ca accidentarea să nu se întâmple. Este în derulare și acest aspect. În Aiud vom da drumul pur și simplu la ce se așteaptă de câțiva ani, asfaltarea străzii Ostașilor. E o așteptare, vă asigur eu, în privința acestui proiect. De asemenea, pe zona Horea Teilor, proiectul va prinde viață și va exista, Șteoiosi, va exista într-un termen rezonabil asfalt și în acea zonă. Deci facem lucrările corecte. Am dat undă verde pentru proiectare pentru Valea Aiudului. Nu există proiect acolo. Imaginați-vă că oamenii au apă, au canalizare, au tot rezolvat. Nu este asfaltul acolo. Dar nu există proiect. N-am găsit proiect și atunci am rugat să facem demersurile pentru a intra pe zonă de proiectare. Nu știm niciodată cum se întâmplă și poți să asfaltezi, dar să ai proiectul. Cam în zona asta discutăm. Pe Tribun Tudoran, de asemenea, nu există un proiect, dar exista riscul ca pentru autostradă să fie folosită, și a fost de fapt folosită zona aceea și câmpul lui a fost folosită de cei care au lucrat într-o anumită perioadă la autostradă. Acum a dispărut acest aspect și, în consecință, trebuie să realizăm proiectul pentru o viitoare asfaltare. Merită și Tribun Tudoran așa ceva. V-ați dorit ca iudean sau ca membru al Consiliului Local, că ați fost consilier și mandatul trecut, ceva ce spuneați dumneavoastră în sine, probabil aș vrea să fac, dacă aș fi primar, asta aș face ceva inedit. Sigur că da. Ceea ce îmi doresc foarte mult este ca în Aiud să existe un cinematograf. Și vă asigur că deja întreprind demersuri ca locația, fostul cinematograf, Progresul era numele lui, să fie de fapt un cinematograf, un centru multifuncțional cu sală de proiecție. Dar nu se mai ziceți Progresul. Acum vă dați seama că poate că facem o consultare publică. El așa s-a numit, noi acolo mergeam, eu de când eram copil știam cinematograful acela și, bine, de trecut nu fugim niciodată.
dar putem să găsim nume mai fericite. Cinematograful este un subiect important, stadionul este un subiect important pentru mine și de asemenea pot să vă spun că modernizarea centrului cultural este un obiectiv major. În acest moment, în Aiud, nu avem o sală de spectacole, nu mai putem să utilizăm scena, tavanul a început să cadă pe scena din Centrul Cultural Liviu Rebreanu, este obiectiv major pentru noi. E foarte mult de lucru. Nu sunt deloc speriată, mi-e foarte clar în cap, mi-e foarte clar în cap ce anume trebuie să am ca priorități. În domeniul sănătății? Spitalul este de asemenea o prioritate pentru noi. Am avut o primă întâlnire cu cei de la spital, am fost într-o întâlnire cu medicii, stau de vorbă cu directorul medical, am avut și o întâlnire cu actualul manager, dar vreau să vă spun legat de spital, pentru că ați deschis dumneavoastră subiectul, am și dispus un audit. Cred că în a doua săptămână, după ce am preluat funcția, am dispus un audit, sper să nu greșesc, sfârșitul primei săptămâni sau a doua săptămână, ceva de genul ăsta, un audit pe resurse umane, pe angajări din 2012. Raportul îl voi primi, din câte am informațiile, mâine. Bineînțeles că după ce îl voi citi cu atenție, voi oferi opiniei publice informațiile necesare. Raportul acesta va fi cu siguranță completat de controlul Curții de Conturi, care vine pe o altă componentă. Din 1 august vine Curtea de Conturi la Primăria Aiud și vor fi făcute evaluări pe tot ceea ce s-a desfășurat începând din 2014 până acum. Ca atare, voi lua și decizii, dacă sunt de luat decizii, în privința managementului nu numai de la spital, pentru că voi avea informații complete când vine și Curtea de Conturi, în orice direcție. Dar la spital, repet, informații foarte concrete îmi vor veni după acest audit. Ca primar, sunteți și lider al PNL Aiud. Avea să vă pun o întrebare, nu știu dacă delicat, dar sunt convins că îți veți răspunde sincer. În interviuri de acum câteva luni bune și de anul trecut, fostul primar Horațiu Josan spunea că nu va mai candida și că își dorește ca la alegerile parlamentare în acest an să candideze pentru Parlament, pentru, eu știu, Camera Deputaților sau Senat, nu știu exact. Îl veți susține? Eu vă spun așa. Domnul Josan nu mai participă la întâlnirile de partid de la momentul în care am fost desemnată candidat. Domnul Josan a făcut câteva greșeli în timpul campaniei electorale. La acest nivel și în acest tip de muncă, greșelile se plătesc, iar în privința listei de parlamentari pentru Partidul Național Liberal, deciziile la nivelul județului au fost deja luate, s-a constituit o comisie care se ocupă de acest lucru. Nu fac parte din acea comisie. Cu siguranță însă există un dialog, eu făcând parte din structura județeană de conducere, există un dialog între toți cei care suntem acolo și în ceea ce mă privește, mă voi integra conceptului de listă pe care Partidul Național Liberal și-l propune. La ultima întâlnire nu am reușit să ajung, în consecință nu știu exact care au fost direcțiile. Există un termen până la care cei care doresc să candideze își depun candidaturile și există o comisie care va evalua și care ne va transmite care este opțiunea. Aș vrea acum să vorbim puțin despre omul Oana Badea. Mi-am notat câteva întrebări și nu de primarul Oana Badea. Cum v-ați autocaracteriza? O persoană
ambițioasă, dar în sensul perseverenței cu care dorește să își atingă obiectivele. Obiectivele mele n-au fost niciodată individuale. Aproape întotdeauna mi-am propus proiecte care au implicat persoane, grupuri de persoane și, în consecință, nu am fost singură în atingerea obiectivelor, dar perseverența mea este o caracteristică de subliniat. Ce vă displace? La ce? General, la om. Dacă ar fi să spun că nu-mi place ceva, este lipsa de onestitate și persoanele care nu sunt sincere. Obișnuiesc să spun foarte clar eu. Deci eu nu pot să cer celorlalți ceea ce eu nu fac. Îmi place adevărul, nu mint, spun lucrurilor pe nume. În consecință, și cei care intră în relație directă cu mine trebuie să îndeplinească aceste caracteristici. Simt foarte repede persoanele nesincere, simt foarte repede când se ezită sau se evită tranșarea unor subiecte și nu-mi place. Nu sunt un astfel de om. Aveți defect? Cu siguranță. Perfecțiunea nu este un atribut al omului. Care ar fi unul cel mai deranjant pentru dumneavoastră și pe care încercați să-l corectați? Să zic un defect al meu? Acum, vă dați seama că în mintea mea e războiul ăsta. Ai grijă ce zici, pentru că după aceea toată lumea îl va folosi și, în al doilea rând, trebuie să fie... Poate vorbiți prea mult la telefon. Nu. Nu vă place. Nu. Poate beau prea multă cafea. Poate. Dar de fumat nu fumați? Nu fumez. Ați fumat vreodată? Nu. Nu, din când în când pufăi câte o țigară, dar numai așa pentru bucuria de a fi într-un grup în care cei mai mulți sunt fumători, de fapt. Dar nu fumez. Acasă gătiți? Vă place? Gătesc. Îmi place să gătesc în timpul... Nu o să fiu ipocrită. La genul de muncă pe care îl fac, și activitate politică și muncă în administrație acum, dar întotdeauna am făcut în ultimii ani politica, mi-a ocupat foarte mult timp. Nu am foarte mult timp să gătesc, dar îmi place să gătesc. Cinematograf, ați vorbit de unul, ce actor favorit aveți? Vă spun drept, îmi place Brad Pitt. La început era tânăr, era frumos, dar de fapt are niște roluri de compoziție foarte frumoase și e un actor înspre care mă uit, dar Kevin Costner îmi place și el, Robert De Niro îmi place ca actor foarte mult și urmăresc filmele cu el, Richard Gere de asemenea. Autohton? Actori în România, dacă... Mai degrabă din generația veche. Dacă, bine, noi am crescut cu bine, îmi place Horaț Mălăele, de exemplu, foarte mult. Vă dați seama că dacă zici Demrădulescu, am crescut cu Stella Popescu, cu Demrădulescu, am crescut cu Arșinel, cu Toma Caragiu. Toma Caragiu, senzațional, uitați, mi-ați adus acum aminte, nepotul meu se numește Toma, pentru că fratele meu, de fapt, este regizor și e în zona asta foarte bine ancorat. Da, Toma Caragiu cu umorul său... Inconfundabil. Inconfundabil, corect. Actriță? Actrița preferată? La noi în România ați spus Stella Popescu. Stella Popescu, am crescut cu Stella Popescu. Cine nu știe despre Neamărin Miliardar, uite, Amza Pelea, era să-l uităm, da, pe Amza Pelea, un monument și el de talent. Recent s-a stins Radu Beligan. Florin Piersic, că suntem ardeleni, nu? Nu știu, și Oana Pelea a crescut destul de frumos, nu mai vedem acum pentru că s-a dedicat mai mult teatrului și trebuie să fii în sala de spectacol să o vezi.
este Florina Cercel, este Cezara Dafinescu, pe care tot așa am crescut lângă anumite figuri feminine. Mi-a plăcut, de exemplu, Stella Furcovici, pentru că la IUD venea Teatrul de Stat Turda, noi aveam abonamente la Teatrul de Stat Turda, Stelian Stancu era atunci tânăr actor foarte talentat de acolo și erau 6 spectacole pe an la care noi mergeam ca elevi și asta a fost foarte bună, genul ăsta de activitate. Suntem pe final, vă întrerup. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit aici la dumneavoastră și ne-ați acordat timp, chiar că erați foarte ocupată. Mâine aveți o întâlnire la Gâmbaș cu locuitorii de acolo în ceea ce privește rezolvarea unor probleme ce țin de autostradă.